În episodul de astăzi de Minecraft, ni se va spawna câte un mob la fiecare 3 secunde. Și credeți-mă, este super greu să faceți ceva pe Minecraft când se spawnează un mob lângă voi la fiecare 3 secunde. Dar înainte să începem noi, să apăsați pe butonul așa la acela de like, lăsați un subscribe dacă nu sunteți abonați canalului și să trecem la episod. Apar n-am cât lag o să am episodul ăsta, pentru că deja am lag și nici... Nu, ce să... Am crezut că funcționează data pe culo ăsta, am crezut că doar animale. Nu tu, nu scheleți mă că nu mai am viață. Uite-l scheletul mă. Hai. Nu. Hai, că n-am ce să fac, hai. Gata. Astea sunt ok, uite. Bă, nu. Bă, da, bă, tu ce dă ăsta așa de repede? Bă, încă mă aleargă alea, mă, mi-a spus și Silverfish. Bă, data pe culo ăsta, nu. E mișto, dar nu cred că o să... Ba, de fapt, da, o să bate Minecraft-ul cu data pe culo ăsta. What? Bă, stai mă, plecă-mă de aici. Ce s-a întâmplat, mă? Cine a dat cu full? Ah, bine că la nu a fost de ajuns doar. Bă, dar vreau să văd zombiul ăsta. What the fuck? Ce se întâmplă cu zombiul ăsta? De ce e un zombie atât de mare aici? Și mamă, bă, pe mine mă aleargă ăștia, guys. Bă, dar se spawnează prea repede, mă. 3 secunde, parcă e prea puțin. Doamne, uitați-vă că mi-e dă pe ăștia de mă aleargă. Au, sat. Ua, ce mișto. Dar să mă lase să-mi iau și măcar lemn, știi? Mama, haideți că-mi iau. Există posibilitatea să pot să-mi iau lemn măcar pe data pe culo ăsta? Oh my god. Păi ce să-ți fac mă eu ție mă? Ok. Nu mai îmi da monștri, te rog, măcar pentru... Ia uitați-vă unde m-a spugurat. Ce mi-a spawnat? Am ce m-am speriat ăsta? Bă, lăsați-mă să-mi iau și-o lemn. Mamă. Bă, nu. Nu, ce data pe ăsta? Ce se întâmplă, guys? Mamă, ce-a dat în mine, mă? Bă, dar vine ăsta, mă. Mă, spawnează-mă și pe mine, te rog, în altă parte, mă, în Nether. Vine ăla după mine, eu nu pot să-mi iau lemn. Hai, te rog. Doamne, bă, că nu pot să fac nimic, guys. Lasă-mă, te rog, să-mi iau o bucată de lemn, măcar să mă simt și eu. Păi, Angel, stai... Oh, mi-a dat. Păi, Angel, stai cu minte, te rog. Ce mi-a spawn? Încă unul! Hai că am avut și o bucată de lemn, dacă e. Ia, dă-mă și mie astea încoace să... Bă, plecă-mă de aici, tată, când ne-am venit cu tine. Cred că episodul ăsta o să vă uitați la mine cum alerg pe aici, pe pădurea asta, încercând să-mi iau lemn și spawnându-se tot felul de mobi. Măcar mi-a spawnat. Bă, la fine după mine, mă. Bă, dar lasă-mă. Bă, te rog frumos. Nu mai spawnat de aia, bă, că ea n-am ce să le fac. Mai ales cu pumnul, păi eu n-am cum să bat un zombie cu pumnul. Mie îmi dai prevenger de la. Mamă, în satul ăsta. Îmi pare rău, bă, că vă devastez satul, dar nu vă devastez de fapt nimic, vi-l invadez. Oh my god, v-am spawnat o vacă în casă. Bă, vreau și eu un chest, măcar să găsesc niște lemn în chestul ăla, vă rog. Lemn, nu de ăsta. Lemn ceva, nu e nimic aici, nu mă mai duc aici. What? De ce mi-a spawnat o barcă? Faceți-mă, vă rog, să înțeleg de ce mi-a spawnat o barcă și nu mai pot să ies de aici, guys. Uitați-vă unde am rămas blocat. Mi-a spawnat barcă pe scară, guys. Mi-a spawnat... Am plecat. Dă-te așa, dă-te, mă. Dă-te că am plecat. Hai, mă, mai spawnezi ceva de ăsta așa? Oh, my god, creeper! Urcă-te! Am vrut să-l urc în barcă. Uite, ce erau ăștia? Stau lângă Iron Golem-ul ăsta. Iron Golem, să mai aperi și pe mine, te rog, până... Dă-te, mă, așa. Cal verde. Bă, dar dă-te-vă, lăsați-mă să-mi iau lemn. Bă, dacă apuc să-mi fac un top. Por să-mi iau și-o mai repede lemn, mai repede de 3 secunde. Nu pot să-mi iau lemn, guys. Nu pot să-mi iau bucată de lemn. Mi-a spawnat o barcă și mi-a urcat oaia în barcă. În sfârșit. Stați așa, stau lângă Iron Golem. Eu nu mai plec de lângă el. Îl iau cu mine. De fapt nu pot să le iau cu mine, dar era mișto dacă puteam. Așa un battle pe la mic. Lasă-mă să mai iau și o bucată de lemn. Stați așa să mă mai mișc constant așa, că dacă mă mișc pot să-mi iau lemn. Ok. Încă sunt bine. Spawnează albine și bărci. Opa, dar ce mă tot împinge? What the fuck? De ce am avut tendința să dau click pe el? Mă, nu mai dau cu fulgere, mă. Vreau să-mi iau lemnul. Ok, mulțumesc. Mai e oare Iron Golemul ăla pe aici? Era de treabă Iron... Uite-l! Salvatorul meu! Salvatorule, tu ești! Bă! Ia! Hai mă, că voiam să văd cum bate revenge-ul ăla sau dacă îl bă... că l-a bătut, dacă e, uitați. Uite așa, mai rămas de un Iron Golem. Bă, lăsați-mă în pace, mă, să-mi iau și-o lemnul. Ce să fac, mă? Ce să faci? Nu. Există o posibilitate oare să-mi iau Iron Golem de acolo? Uite-l. Uite Iron Golem-ul. Dă-i, mă, că tu ai... Tot ce vă mă cum mă bate altul. Dacă-i dau și eu, dă-i și tu că-i dau și eu. Mamă, nu de nou. Uitați-vă la chat. Aolo, mi-a bătut Iron Golem-ul. Gata, fugi. Mă duc în apă. Să vedem ce mai fac mie ăștia în apă. Dar stați așa că vreau să măcar să găsi și o corabie sau ceva în apa asta ca să nu mă duc degeaba. Uite și șarcărul ăsta, guys. Ce e acolo? Na, am crezut că e barcă. Oare văd și eu ceva util? Măcar să apuc să-mi fac unelte. Bă, ce mi-a făcut? Mamă, Silverfish. Vreau și eu ceva util, guys. Ceva util. Dacă apuc să-mi fac unele de episodul ăsta, eu cred că sunt tank. Mamă, deci dacă reușesc să ajung în... Dar nu reușesc, că n-am nicio treabă. Când îmi spawnează Revenger de la, nu mai am nicio șansă. Ok, prima bucată de lemn am luat-o. Dar
nu m-a bătut, dar nu mai am nici foarte mult. Nu știu unde fug încoace, că eu n-am mâncare. Mamă, data pe culo ăsta pare mai ușor înainte să intru să-l joc. Oh, m-a spawnat. Bă, dar lăsați-mă să-mi iau toate astea. Ce am făcut până... Gata, am plecat. Sper să nu mă mai bată ăștia, că nu mai vreau să mă mai întorc aici. Bine, că oricum ei vor veni după mine, nu trebuie să mă întorc eu la ei, dar aici deja sunt foarte mulți. Bun, trebuie să ne facem planul de atac. Trebuie să ajungem în Nether, asta este chestia. Deci trebuie să facem portalul. Cum reușesc eu să fac portalul când se spawnează cât un mob la fiecare 3 secunde? Am nevoie de un LT, guys. Mamă, stați deja, uitați-vă că am și deturile acolo în dreapta. Forță, 16, deloc puțin. Bă, da, nu-mi da, dă, sta, bă. Iar vine asta cu toporul. Bă, tot toporișcă. O luau încă un shulker. Nu, shulker, lasă-mă, mamă, să faci și noapte. Bă, stați așa că eu vreau să mă duc în satul ăla, să iau un pat. Dar ce să dormă, că nici n-am timp să dormă când spawnează creep. Mamă, ce m-am speriat. Nu mai face asta, te rog, nu mai da ghesturi. Mamă, guys, cum s-a... Bă, dădeți-vă, mă, am intrat în pădure. Deci se face noapte și nu pare avea nicio șansă măcar să pot să-mi fac niște unelte. Ce acolo? Bă, știi ceva, mă? Mă duc în altă parte, lăsați-mă în pace că plec pe ocean. Spawnați-vă. Bă, ce vine fantoma asta? Da, fă-i ceva la fantoma asta, când aleargă așa, mi-a spawnat un armor stand. What the fuck, m-a luat lui fulger. Da. Ori reușit să batem dragonul cu toți ăștia? Gen, ce uite pe villagerul ăla, ce alergă acolo? Uite-l ce alergă. Să spună doi skelezi lângă el. Bă, plecă. Bă, dar n-am nicio șansă, mă, să înțelegi nebun. Eu trebuie să fug continuu, doar atât, eu trebuie să explorez lumea. Pat atât ceva mi-au, deși vreau să-mi iau un pat. Dă-te-mă la o parte, mă, eu să-l pot să punem pat. Mâncare. Bă, nu, mă, nu, dă-te-mă la o parte. Ia să spun așa, păi nu încerc eu să dorm? Forță. Uitați-vă la... Mă simt mai bine acum. Bă, da. Da, guys, e mișto rău data pe culo ăsta. Chiar poți să bați Minecraft-ul, ce pot să zic? Adică e foarte ușor. Nu știu de ce n-ai putea să bați Minecraft-ul pe un data pe de genul. Iar mi-a spawnat de... nu, e de ăsta de Nether. Nu e Revenger de la, bă, ăla e... M-au luat, păi... What? Da, spawnează-mă numai lângă Revenger-ul ăsta. Guys, uitați-vă la asta. Guys, ce aș putea eu să fac în momentul de față? Unde e castul? Uitați chestul ăsta în apă. Da, bă, gamea ești gura tău. Dar nu-mi dau eu ia, stai așa, guys, că m-am enervat. Locate stronghold. Păi ce, mă, eu mă duc să bat dragonul cu ăștia, mă. Ia fiți atenți că noi dacă ne unim toți monștrii ăștia... e un spectator. Fiți atenți că noi dacă ne unim toți mobii ăștia, băi, dăm la dragon. Băi, dăm suferință, bă. Uite portalul, perfect, frumos. Wow. Game mod creativ. Eye offender, pack, frumos. Gata, guys, haideți în Nether. Stați așa. Să-mi dau și o sabie. O dă luăm una de diamond dacă tu. Luăm de netherite, pardon. Așa, mergem aici. De fapt, aici. Game mode survival. Gata, guys, hai să batem dragonul. Bă, da, să nu mă bateți pe mine. Trebuie să bateți dragonul. Da. E forț. Am bătut și dragonul. I-am dat la dragon să băune. Nici n-am ajuns nici n-am ajuns bine în end. Bă, e interesant data pe cross. Cred că decât să, în loc să bat Minecraft-ul, a fost mai mult de o prezentare. Să vă prezint ce să nu faceți. Dă-mă, ia. Spunează-mă un creeper, mă, hai. Nici nu mai e nevoie să-mi spuneze un creeper, că deja mi-a dat alți mobi care sunt mult mai nasoli. Bă, dar cel care a făcut data pe acolo s-a gândit și el, mă, că gen... Bă, dar ăștia care se joacă, mă, cum pot bate Minecraft-ul, mă, dacă eu le spawnez un Revenger la fiecare 3 secunde, de exemplu? Clar, eu mă fac referire la Revenger-ul ăla, pentru că ăla este super OP, este foarte greu de bătut, ăla sparge lucruri în carea lui ca să te prindă și dă foarte mult damage. A, mă duc cu barca. Mă duc în apă. Dădeți-vă așa că mă duc în apă ca în barcă. Da, ce să mă mai duc? Nu mă mai duc în apă, guys. Ba da, am plecat, pa, ceau. Prindeți-mă dacă puteți. Priviți partea bună, guys, măcar nu mă mai prind ăștia. Am și un pește, de mie peștele ăsta, de săpap, hai că pot să mănânc când sunt în barcă. Mi-a dat hit pe aia în genul ăla. Mai am jumătate de inimă, dacă mai spawnează ceva ce să-mi dea hit, cam aia e. Dacă nu mai luce. A spawnat Axolot. Mi-a spawnat Blaze și m-a bătut. Da, cam... Bă, asta a fost un episod în care doar am alergat și m-am văitat că mă bat mobi. Ce părere aveți? Și da, bă, băi, și fete, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul acela de like. Nu știu ce ar putea să vă placă că n-am făcut nimic. Și noi de zic, în o zi de la viitoare, ciao!